Bine v-am găsit! Discutăm astăzi despre mitul cu numărul 2 întâlnit în legat de industria de network marketing. Iar acesta este strâns legat de mitul 1 și acela că este o schemă piramidală, așa cum am discutat data trecută, scheme care sunt ilegale. Ei bine, care este mitul 2? Acela că există cumva acolo în vârful piramidei o persoană care câștigă toți banii, iar ceilalți nu câștigă. Și este un mit total neadevărat și o să vă dau trei argumente în sensul acesta. În primul rând, din punct de vedere statistic, din cele peste 96 de milioane de oameni din această industrie, doar 500 de persoane câștigă peste $1,000,000, iar restul sumelor de 5.000, 2.000, câteva zeci de mii de euro pe lună sau de dolari sunt câștigate de celelalte persoane. În al doilea rând, în industria de network marketing, spre deosebire de organigramă obișnuită din orice instituție, fie că este publică sau privată, unde există un CEO, da, un director, director adjunct și apoi persoanele celelalte care câștigă din ce în ce mai puțin în funcție de nivelul în care se află în organigramă, ei bine, în industria de network marketing se întâmplă altfel, adică tu ești aici și trebuie să dezvolți cât mai mulți CEO, cât mai mulți directori ai propriilor lor afaceri și astfel tu câștigi bani dacă ajuți alte persoane care să câștige la rândul lor bani și să se bucure de libertate financiară. Iar în al treilea rând, și asta este un caz care, în care eu chiar mă regăsesc și eu, în orice moment tu poți să depășești ca și venituri persoana care te-a introdus în această afacere. Și cum este posibil acest lucru? Ei bine, pentru că ești plătit în funcție de efortul pe care tu îl depui și în funcție de rulajul de vânzări pe care tu îl depui. Iar dacă persoana care te-a introdus în afacere poate la un moment dat nu mai consideră o prioritate pentru el această afacere sau intervin alte preocupări și nu mai depune atenție și efort în business-ul lui, atunci tu poți oricând să-ți depășești persoana care te-a introdus în afacere. Cam astea sunt argumentele legate de acest mit. Abia aștept să ne revedem pentru data viitoare cu mitul numărul 3. V-am pupat, la revedere!